Cardul de sănătate nu este necesar pentru consultația la medic până la 31 decembrie. Autoritățile s-au răzgândit după ce au vrut să reintroducă obligativitatea de la 1 octombrie. Utilizarea cardului național de sănătate în medicina de familie și în ambulatoriul de specialitate, indiferent dacă este vorba despre consultații acordate în cabinet, la domiciliu sau la distanță, nu va mai fi necesară până la 31 decembrie 2020. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunțase inițial că în cazul consultațiilor acordate la cabinet este obligatoriu validarea cu cardul de sănătate a primirii serviciilor. Începând cu 1 octombrie, Societatea Națională de Medicină a Familiei a atras ulterior atenția că manipularea cartonului cu chip reprezintă un risc semnificativ atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical. Utilizarea cardului de sănătate a fost suspendată pe perioada stării de urgență și a stării de alertă din cauza pandemiei de coronavirus.